popor, limba română. Bună seara, dragilor! E miercuri, așadar o nouă emisiune frumoasă marca Aducem Basarabiei acasă. Așa cum spuneam, Basarabia e despre oameni, e despre relațiile dintre ei și despre aceeași limbă vorbită. Despre asta vorbim astăzi în emisiune. Invitata mea din această seară este o aromâncă venită din Albania, încă din 2015, aici, la Galați. Despre povestea ei de viață, despre cum a fost primită aici, în România, aflăm în această seară. Așadar, Elsa Stavro este alături de mine. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația și sper să nu ai emoții pentru că vii de atâtea ori aici la noi. Vă mulțumesc pentru invitație. Este într-adevăr o onoare să fiu prezent aici. Mai degrabă în emisiunea Vă aducem Basarabia acasă. Cu siguranță, pentru că la altele ai mai fost și ai povestit despre tine, despre povestea ta aici în România. Totuși, nu o să ezit să te întreb, cum ai venit în România și de ce am ai venit? Am zis întotdeauna că românii sunt foarte prietenoși și politicoși. De asta și vin întotdeauna la emisiune, la televiziunea aici, la Express TV Galați. Cum a început povestea? Așa cum spuneam, în 2015 ai venit aici la Galați. Povestește-ne încă o dată despre cum ai ajuns în România. Eu am venit în România să scriu ceva despre români din Albania. Și trebuia să învăț limba română ca principiu să pot să cercetez în arhive și să pot să citesc de ce românii din Albania erau considerați partea românilor de pretutindeni și am ajuns la Galați. Mi s-a dat posibilitatea de a studia limba română în anul pregătitor. Și după aceea am studiat și master la administrație publică și integrare europeană și am făcut și doctoratul tot despre români. Așadar, ești doctor în istorie aici la Universitatea Dunărea de Jos. Bănuiesc că de-a lungul facultății, de-a lungul masteratului și doctoratului pe care l-ai făcut, ai întâlnit mulți studenți atât din România, atât din Republica Moldova, cât și din Ucraina. Cum te-ai înțeles cu ei? Da, într-adevăr, Universitatea Dunărea de Jos este recunoscut că are studenți și din Ucraina și din Republica Moldova? Din Moldova și din Albania și Serbia, Turcia și așa mai departe și a fost o experiență foarte frumoasă. Am avut onoarea de a învăța limba română cu unii profesori care, într-adevăr, sunt pasionați de a învăța această limbă la români de pretutindeni și de străini, doamna Gina Necula și domnul Apostolache. Și pot să zic că ne-a ajutat cu toți să învățăm și despre obiceiurile poporului român, nu doar limba. Da? Și acolo m-am întâlnit cu mulți colegi din Basarabia, sau din cei peste Prut, cum se zic ucrainienilor, și a fost o experiență foarte plăcută. Mi-ai vorbit mai devreme despre tradițiile și obiceiurile. Îți mai amintești ce ai aflat ceva și te-a surprins în mod plăcut sau a fost ceva nou pentru tine? Vorbim aici pentru obiceiurile din Basarabia. Din România? Sau din România neapărat, da. Galați este foarte aproape cu Republica Moldova și la început nu știam de ce galațenii ziceau că sunt moldoveni. Așa. Pentru că în mintea mea Moldova era Republica Moldova. Nu făceam distinția între Republica Moldova și regiunea Moldova și după aia mi-am dat seama că, într-adevăr, când vorbeau despre cei din Republica Moldova, galățenii vorbeau despre basarabeni. Așa. Și eu am fost la Cahul în decembrie 2015, am stat câteva zile acolo și eram tot uimită că și acolo se vorbea tot română, ca aici în România. Care a fost scopul vizitei atunci în Cahul? Am stat câteva zile la Cahul pentru viză de studii aici în România. Cât despre limbă, vorbisei la un moment dat că e același, vorbim aceeași limbă, că asta ne leagă pe noi. Uite, istoricii spun că limba română este de fapt un dialect al limbii române. Lingvisticii zic că limba română este un dialect al limbii române și mulți dintre cei, nu doar din România, nu doar lingvisticii români, dar și cei din Austria sau așa, într-adevăr, cei care studiază limba zic că limba română este un dialect al limbii române. Dar la noi în Albania n-a fost învățată la școli sau
și este transmisă doar oral, vorbind în casă, de la bunici și așa mai departe, se transmite în generații. Și diferă un pic de limba română literară, dar când am fost la Cahul în 2015, deși nu vorbeam română, înțelegeam mult mai bine vorbitul celor de la Cahul decât pentru că avem aceleași expresii. Să zicem, la noi în Albania, la români, nu se zice bine, se zice ghini. Și sunt niște lucruri care sunt mult mai cunoscute și mult mai apropiate dialectul de limbă moldovenesc decât în cel român. Adevărat, în Moldova se zice ghine în loc de bine și așa că... Exact, nu se zice picior, ci chișor, așa că este mult mai apropiat cu dialectul moldovenesc. Și tot vorbind așa despre cât de aproape ne face să ne simțim, limba este element foarte important în relațiile, nu doar interindividuale, dar și într-o societate. Limba este cea mai care face distinția între grupurile, diferite grupe sociale, da? Să zicem, o minoritate ține limba și obiceiurile. Și la noi în Albania limba transmisă așa a creat ideea că aparții la un anumit neam, la o anumită minoritate și așa mai departe. Cum ați fost de-a lungul timpului perceput în Albania, dacă tot zici că sunteți o minoritate? S-au făcut careva diferențe? Românii din Albania au fost recunoscuți drept minoritate etnică din 2017. Până atunci ei nu erau considerați diferiți de albanezi pentru că nu învățau limba română la școală și nu erau trecuți ca diferiți etnic la recensăminte și așa mai departe. Și diferențele erau doar dacă vorbeai sau nu limba acasă. Nu avea nici altă diferență, așa că depinde. Percepția despre românii schimbă de la o familie la alta, dacă au avut sau nu contacte cu aromânii unde au trăit, pentru că aromânii sunt, să zicem, sunt foarte mulți în Corcea, Girocastra, Saranda, Delvina, în sudul Albaniei, unde este numeros și minoritatea greacă. Și ei s-au căsătorit între ei, pierzând așadar un pic de identitate și dacă nu mai folosești limba, care este diferența între ei și albanezii? Niciuna. Așa că s-a pierdut distinția în mare parte. După ce au fost recunoscuți drept minoritate etnică, au început cu învățarea limbii aromâne, cu dicționare și cu abecedar și să sperăm că nu o să piardă limba. Cu siguranță, așa cum spuneai și tu, statele au fost construite pe baza limbii și a diferitelor obiceiuri, așadar limba rămâne un lean social, cum spuneai și tu. Și vorbim aici despre originea ei și despre felul în care a evoluat de-a lungul timpului. Cum, de unde își are originea a română? Pentru că, așa cum spuneai și tu, e diferită de limba română, dar în același timp e atât de aproape de ea. Cum explicăm acest lucru? Este diferită de limba română pentru că nu a evoluat la o societate care vorbește această limbă. Să zicem că și albaneza a evoluat mult. Albaneza veche este diferită de cea care se vorbește acum în societate. Pentru că lingvistici și alți oameni care cercetează așa au încercat să facă niște modele cum trebuie scris corect și la școală s-a învățat. În momentul în care această limbă nu are nicio regulă scrisă, normal că este, am zis încă o dată, este ca la jocul ăia, telefon fără fir, că un cuvânt se transmite de la cineva și schimbă mesajul, într-un final poate ajunge cu totul alt ajunge cuvânt. Un pic schimbat, dar totuși pentru că n-a fost scrisă, a fost doar cu auzitul și s-a auzit așa, în familie s-a folosit așa cuvântul și a rămas așa. A fost greu să înveți limba română? Deloc. Da, mi-e greu să vorbesc corect, dar mi s-a părut, în mod stran, mi s-a părut extrem de ușor de înțeles de la început, când am venit în România, din prima zi știam despre ce era vorba. Cu siguranță. Era un sentiment foarte ciudat, că să nu poți să fii apt să vorbești limba, dar să înțelegi, să înțelegi tot ce se zice. Da? Și asta mi-amintesc de limba română. La început, când am venit în România, nu știam despre istoria Basarabiei. Așa.
Nu știam detalii, știam ceva în general, că aparține foste republice sovietice și așa mai departe, dar am văzut că colegii mei din Ucraina vorbeau cu colegii din Republica Moldova foarte cu ușurință între ei și eu eram uimită că ce bine, dar ce limbă vorbesc ei. Te întrebai cum se înțeleg, nu? Și am crezut la un moment dat că sunt parte a minorității române în țările respective și am întrebat ce limbă vorbiți între voi. Și cei din Ucraina au răspuns că vorbeau moldovenește. Așa. Și studenții din Republica Moldova au zis că vorbeau limba de stat. Și ei vorbeau română, de fapt, pentru că înțelegeam și eu. Toată lumea vorbea română, dar cu fiecare dintre ei care vorbea altă limbă, dar ne înțelegeam perfect. Uite, asta e frumusețea celor care se află în acest spațiu, pentru că, deși vorbesc prin dialecte diferite, totuși mesajul este înțeles, da. Și esența, valoarea este aceeași. Rămâne că limba este o parte esențială, este o parte foarte importantă a identității, nu doar a unor indivizilor, dar și a societății, a un grup social. Și dacă nu ești în apropierea țării mamă, cum este cazul la românilor din Albania, pierd foarte multe lucruri care se transmit cu ușurință. De la România la Republica Moldova, fiind în graniță și sunt așa de aproape și fiind același neam și sunt așa de multe contradicții, conflicte și să imaginăm cât de greu este pentru românii care au trăit întotdeauna departe de România, n-au avut posibilitatea de se integra în anumite... De a vedea, de a auzi limba română, cum sună limba română și cât de similar este cu ce a vorbit acasă de la bunicii lor sau așa mai departe, pierzând limba, o parte importantă a identității, ei nu mai au legătură cu România sau cu trecutul și așa mai departe și iau o identitate, să zicem, mulți dintre români din Albania se declară greci, mulți se declară albanezi și așa mai departe, deși vorbesc limba română, care este dialect al limbii române. Așa cum ne spuneau și nouă profesorii la facultate, proximitatea spațială e foarte importantă pentru transmiterea unui mesaj și cum spuneai și tu, atunci când spațiul te desparte de anumite lucruri, pierzi din esența, nu știu, a valorilor, da, probabil, a culturii în general. Cu siguranță, dar în cazul nostru n-a fost doar distanța între Albania și România, au fost și politicile statale care sunt dominante în spații balcanice și țările mici sunt și mai... Moldova este, cred, atât de mic cât și de Albania. Noi suntem... Ca suprafață, probabil... Suntem cam... 3 milioane de locuitori și cred că și Republica Moldova și... tot bine, așa. Pe datele oficiale sunt atâția, nu da, mai știm. Da, și la noi tot cu date oficiale nu vorbim. Nu mai știm cât au rămas. Dar vezi că la voi este limba oficială. Da, acum ceva timp limba oficială de stat a devenit limba română. În sfârșit. Era limba de stat. Era și timpul, dacă tot vorbim, pentru că era limba moldovenească și așa cum spuneai și tu, de fapt ei vorbeau aceeași limbă și vorbim limba română. Și mă bucur că în sfârșit și noi la voi se vorbește română. Cu siguranță. Acum nu mai au niciun argument să spun atunci, nicio scuză exact să spun atunci când vorbesc limba moldovenească, pentru că, dragilor, vorbim limba română. Sau acum se poate zice că vorbim limba de stat. Limba de stat, așa cum spuneau și colegii. Da. Așadar, dacă îți amintești cumva, care au fost printre cele mai dificile cuvinte pe care nu le puteai învăța sau nu le puteai pronunța în limba română? Și acum am tot aceleași cuvinte. Care? Într-adevăr, sunt când vorbești o limbă străină, faci asociere între cuvintele pe care le auzi cu cele de acasă. Să zicem, și acum tot numărul 40. La noi numărul 40 în albaneză se zice 20. Așa. Și eu când când aud 20, asociezi automat cu 40. Cu 20. Știți? Și întotdeauna când aud 40, nu traduc niciodată în mintea mea 40, dar este întotdeauna 20. Și au rămas niște lucruri de astea care le auzi și
Sunt, dar limbile noastre, albaneza și română, au foarte mult în comun. Este cam 30% este cu vocabularul același, nu? Da. Sau, mă rog, provenind din aceleași rădăcini. Cuvinte similare și unele sunt de origine albaneză, unele sunt de origine, multe sunt de origine latine și câteva slave care la noi în Albania nu au prea rămas. N-au intrat de origine slav, probabil având în vedere, luând în considerație relațiile între slavi și albanezi, care n-au fost niciodată bune, cuvintele lor n-au prea rămas la noi, dar avem multe cuvinte turcești care au rămas și la voi și la noi. Cu siguranță. Și avem cuvinte grecești, latin și sunt similare totuși. Cât despre gramatica limbii române, ți-a fost complicat să o înțelegi, să o scrii atunci când noi nu avem neutru în limba noastră și așa. Mi-a fost foarte greu cu neutru, să înțelegi genurile, un scaun, două scaune, cum schimbea de la un. Și noi, în albaneză este foarte ușor pentru că toate numele feminin termină în E sau în A. Așa. Și este foarte ușor să îți dai seama ce gen trebuie să folosești pentru un anumit cuvânt, pentru nume și așa mai departe. În România nu se știe niciodată cum se face pluralul. Trebuie să declic până ajungi la... Trebuie să știi pluralul, nu să faci plural așa din urechi, cum încerc eu să fac vreodată. Și mai am dificultăți așa, pentru că având în vedere că eu am vorbit mult în engleză, am comunicat mult în engleză când am venit și nu pot să zic că sunt foarte... Am citit și mult în engleză, dar... E important că mai tot am probleme cu română. Da, da. Cred că nu ne ajunge suficient timp să știm a vorbi corect. Chiar și noi, cei veniți din Republica Moldova, chiar și cei din România. Schimbă accentul. Unii da, zic că schimbă accentul. Eu pronunț diferit, tu pronunți altceva. Cu siguranță. Și... Același cuvânt poate fi rostit în trei sau chiar mai multe forme diferite. Mai multe accente, da. Și nu cred că aia. Esența e că ne înțelegem într-un final și că... Este foarte important să ne înțelegem. Și așa cum spuneai și tu, marea mirare e că, deși nu puteai foarte bine să vorbești, înțelegeai perfect ce se vorbește și asta e important. Asta era și... Mi se părea foarte ciudat că am ajuns la Otopeni, am venit la București, am stat o noapte și așa, mai departe, după aia am venit la Galați și înțelegeam perfect ce ziceau oamenii, despre ce era vorba, dar nu puteam să vorbesc și mi se părea un handicap. Până într-un final ai reușit să transmiți un mesaj, cred că da. Asta e important. Da. Ai venit pentru prima dată aici în România în 2015 sau mai sau nu, am venit prima oară în România, am venit în 2015 și mi s-a părut sunt așa de similar cu cei din Albania, sunt foarte politicoși, foarte așa respectuos și mi-a plăcut foarte mult la Galați, în mod special. Ai ales Galațiul printr-o anumită selecție sau așa ți-ai dorit? Nu, doamna care mi-a invitat să vin să vizitez România era din Galați și așa am rămas la ei acasă, da. Povestește-ne un pic despre Dunărea de Jos, despre toată aventura asta, cât ai făcut masteratul, doctoratul și cum te-ai înțeles cu oamenii, cum ai stabilit relații? Având în vedere faptul că eu am făcut anul pregătitor aici la Galați, cred că se știe că Universitatea Dunărea de Jos are experiență și are o bază largă a studenților care învăț limba aici, fiind străini. Și am avut norocul, cum am zis, că să am profesori foarte buni și ne-au ajutat tare mult, nu doar cu partea strictă a limbii, cu citirea, convorbirea și așa mai departe, dar și cu excursii. Cred că aceasta era și era o experiență foarte necesară, probabil pentru... Nu doar, dar rămâne în amintirile, pentru că noi, având prietenii, colegi din Egipt sau din țările calde, unde n-au văzut zăpadă și am fost la
un vârf la munte, undeva la Bușteni și așa. Și era o experiență foarte plăcută. Fiecare vedea lucruri care sunt diferite de unde veneau ei. Și cu siguranță ceva nou pentru fiecare. Foarte nou. Pentru, nu doar pentru ei care erau din Egipt sau din Arabia Saudită, dar și pentru mine care vin de la o țară, dar nu avem zăpadă continuu. Uh-huh. Este o dată la 10 ani sau așa. Și pentru mine era o experiență plăcută și cred că toate interactivitatea acestea ne-a ajutat foarte mult să învățăm mai bine limba, obiceiurile. Am făcut și săptămâna gastronomică atunci cu doamna profesor. Fiecare a adus de acasă o mâncare tradițională. Specifică zonei, specifică probabil, a țării sau nu știu ce. Și eu cu colegii din Grecia aveam cam aceleași mâncări. Este aceeași tradiție și a rămas... Și era un moment amuzant când vedeam că mâncările noastre erau tatăl din Albania, era și cel din Grecia, așa că... Dacă tot ai vorbit despre mâncare, îți mai amintești ce ți s-a părut surprinzător sau ce ai mâncat aici în România și e o tradiție și ți-a plăcut? Da, eu zic așa că mie mi-a plăcut extrem de mult sarmalele. Și mămăliga. Și am și o experiență foarte, așa, un pic amuzantă cu mămăliga. Eu credeam că mămăliga se făcea cum facem noi orezul, să zicem, așa, cu măsura. O ceașcă de mălai cu două de apă. Na. Am crezut că are cineva să-mi zică cum se face, într-adevăr. Și toată lumea era foarte umită că eu voiam să știu cât de mălai. Și tot zicea, e din ochi, na. Pui și tu. La ochi. Da, se face așa de ochi. Și am întrebat toată lumea și cum se face și toată lumea zicea tot același lucru. Că uite, că noi nu știm. Proporția nu există. Da, nu există. Da, așa, pui și tu. Și la un moment dat a zis o prietenă de-a mea că mama mea o face cu măsură. Și cum pune? Că nu, avem noi o oală unde este o dungă. Așa, și dar acolo. Exact, tot din ochi și ea. Dar exista măsura. Exista măsura, cu siguranță, multe dintre mâncărurile. Da, toate momentele, primele momente la o țară străină sunt foarte amuzante, pentru că și dacă ai venit de la Basarabia, care era foarte aproape cu România, ai avut am și tu momente, același... așa că este amuzant să când te întorci înapoi și cu vezi siguranță. Ce mult ai învățat, cât de mult știi acum despre cultura română și așa mai departe. Și mi s-a părut întotdeauna atât de fascinant să descoperi cultura altor popoare, să înțelegi ce mâncare e specific acolo și cum se face până la urmă diferența asta între ce mâncăm noi și ce mănâncă ceilalți? Că este cu, să zicem că eu am făcut cercetare cu aromonii din Albania despre cât de mult schimbă mâncărurile la românii cu cei din Albania la un moment dat, da? La obiceiuri, la mâncăruri și așa mai departe. Și unii ziceau că, păi, noi fiind aici aproape cu mare, avem pește, nu are importanța dacă suntem români sau, sau albanezi, da? Și cei care erau în zonele montane, unde nu se făcea grâu sau porumbul, făceau cartofi și aveau ca element esențial în mâncarea lor cartofi. Așa că este mai degrabă, nu este o schimbare etnică sau așa, dar mai de mult geografică. Dacă ești la munte, unde nu se face, unde nu se produce ceva, cu siguranță. Amintește-ți un pic despre cum ai venit aici în România și cum ai cunoscut Galațiul. Ce ți s-a părut fascinant aici sau ce ți-a plăcut? Nimic. Eu m-aș vrea să spun faleza, pentru că de fiecare dată... Nu, într-adevăr, la început Galațiul mi s-a părut extrem de trist, extrem de gri. Nu mi-a plăcut. Bine, venind de la Tirana sau de la București, Galațiul nu mi s-a părut un oraș în care... puteam să stau, să mă gândesc, să trăiesc sau... Și iată că din 2015... Da, poftim, iată! Tot aici. Și, dar a schimbat. Atunci când am venit eu nu exista cinematograf. Acum avem două, așa că... Poți pleci la cinematograf fără nicio problemă. Exact, așa că s-a schimbat tare mult. Eu mă bucur să văd progresul orașului. Într-adevăr, vezi blocurile și străzile. S-a schimbat ceva.
în zona centrală, unde stau eu, drept exemplu, au fost neasfaltate străzile între blocuri și acum sunt asfaltate cu canalizare. Este un progres. Pentru cine a venit, cum am venit eu în 2015, vede un progres enorm. E, cine nu vrea, nu-l vede. N-are importanța cât de timp, cât timp stă într-un oraș, dar mă bucur că a evoluat și este foarte frumos. Aveți Dunărea. Da. Asta, de asta mă așteptam să spui faleză atunci când te-am întrebat da, de locuri. Da, pentru că, dar nu mi-a plăcut, nu mi s-a părut ceva așa, pentru că tot aveam, făceam comparație cu alte locuri, dar am fost la Turnul Severin și am fost la Brăila și am văzut falezele lor și tot la noi sunt mult mai frumos decât este faleza la... Cu siguranță, într-un interviu recent mi-am amintit acum că ai spus că și Galațiul, la fel ca Tirana, este a mea. Acum consider, într-adevăr, pentru că ești aici, am trăit aici acum și nici nu mai vreau să merg altundeva, am și doi căței, așa că nici nu se... Nici nu se pune o problemă, da, nu? Exact, nu pot să te muți cu doi căței în alt oraș și da, îl consider, într-adevăr, ca oraș meu natal, ca Tirana este. Mie mi-e drag orașul, de asta și vreau să văd progres în fiecare zi, să văd lucruri care mișcă, să nu fie un oraș mort, aproape mort, da? Pentru că este un oraș cu o poziție geopolitică foarte importantă, are legătură cu țările Ucraina, Republica Moldova și așa și mai departe. Asta, și cu siguranță asta facilitează anumite progrese și dezvoltarea Trebuie să vedem un oraș care, într-adevăr, este frumos, pentru că este și oglinda României pentru țările cu aproape, siguranță. Nu? Ei care vin aici... Atunci când treci hotarul din România, primul oraș din partea asta de unde vin eu e Galațiul, așa că da, face față României, cu siguranță. Este, arată frumos totuși, dacă vii din Gahul. Da, adevărat, da? Nu mă contrazic aici. Dacă vorbim despre minoritățile etnice de a români de aici, din Galați. A român din Galați? Da, cum din vă România aici? Sau... Cât de mulți sunteți sau cum funcționează toate? Despre comunitatea română din Galați? Din România. Din România, România general, da. De obicei, cu cât știu eu, majoritatea românilor sunt în Tulcea și în Constanța, Dobrogea și așa mai departe. Când au venit atunci din Macedonia și așa, au rămas în Constanța. Dar sunt peste tot, pentru că românii au și titlul Cameleon Balcan. Așa. Și ei se integrează foarte ușor în țara unde trăiesc și nu vezi nicio diferență între ei, a români și cei albanezilor, grecilor și așa mai departe și se vede și aici tot la fel. Să zicem, aici aveți personalități a române, cum este Hagi sau Halep sau mulți alții, care într-adevăr sunt reprezentanții culturii române și a sportului românesc. Dar ei nu se consideră mai puțin români sau doar a români, da? Ei sunt a români din România și sunt români. Și relația între a românilor, între ei, este, de obicei, este foarte bună. Ei se simt că aparțin la un anumit neam și relațiile între ei sunt foarte bune. Sunt unii care au teza că a română nu este un dialect, dar este limbă sinistătoare. Și sunt alți care contrazic teza, dar sunt lucruri care în fiecare comunitate sunt cam aceste. Limba de stat sau limba moldovenească? Da, tot vorbeam despre Vorbim și noi avem limba de stat și limba moldovenească. Apropo de acest lucru, la limba a română ei se mai zice și armânească. Cum îmi explici? Limba a română. Așa. Pentru că unii la noi nu zic a român, zic rămân. Așa, sau și de acolo... zic armân. Da, și s-a pierdut și unii folosesc termenul ăsta. E doar fonetic, probabil. Da, este doar, dar nu toți. De obicei, ei se consideră rămân sau a român sau vlahi. Și sunt unii care... eu cred că sunt cei care au plecat de mult de acolo și folosesc termenul ăsta ca să folosească, să susțin teza lor, că uite că este altă limbă, nu? Dar dacă vedeți cum se scrie limba, se scrie cu litere albaneze.
Dacă pui să citească ceva, eu am dat un paragraf la cei care am întrebat oamenii dacă înțelegeau un paragraf de o carte scrisă la română. Și mulți când citeau, nu îți dau seama că, să zicem, noi nu zicem și are, noi zicem șare. Ah, legat da, de... exact, pentru că așa s-a folosit în casă la ei și dacă vezi scris și are, nu știu ce, ei pierd, nu mai fac legătura între șare și are, este același lucru, pentru că la ei nu se folosesc diacriticile și așa mai departe. Ei se folosesc litere albaneze când vor să scriu ceva, pentru că n-au avut și astea schimbările, diferențele mici sunt folosite de unii ca să zică că uite că noi susținem teza că nu este același limbă, dar alți care știu limba și lingvistici ies la concluzia că este aceeași limbă. Da, cu mici diferențe, pentru că trebuie să înțelegem că de unde au fost influențați, să zicem, cei care au trăit în sudul Albaniei, românii trăiți, care au trăit în sudul Albaniei, au influențe din limba greacă. Și ei folosesc multe cuvinte grecești. Ceilalți care au trăit în Albania centrală, unde n-a fost așa de puternică influența greacă, folosesc cuvinte turcești, ca albanezii zonei. Da? Și așa mai departe. Limba evoluează, nu este ceva static. Că cu siguranță. Rămâne întotdeauna la fel. Nu? Noi acum vorbim și mouse, keyboard și așa folosim termen. Pentru că influența pe care o are o anumită regiune. N-avem în apropiere Anglia sau America, nu? Dar sunt limbaj folosit și ei au avut limba greacă sau limba turcă, care a fost imperii și au avut un impact mare pentru țările noastre, care erau foarte mici și așa, și au rămas. Și care la un moment dat a fost sub un anumit control. Eu cred că întotdeauna a fost sub anumit control. Cu siguranță. Când ai fost ultima dată în Albania? Am fost la vară. Așa? Da. În 2022. Vara 2022, probabil, da? Da, da, probabil, câteva zile. Am avut stresul cu doctoratul și am stat foarte puțin. A fost pentru interviurile, pentru să vorbesc cu câțiva oameni. N-am stat mult acasă, n-am avut vacanță acasă. Așa. A fost muncă și de asta nici nu-mi amintesc când a fost ultima dată. De ce ți-e dor cel mai mult de acasă, din Albania și nu găsești aici? Mi-e dor de măsline. De măsline. Și de măsline. Așa. Că nu găsesc măsline ca la noi în Albania sau în Grecia. Extrem de diferite. N-au nicio comparație cu ce mâncați voi aici. Nu sunt măsline ce mâncați voi aici. Și cred că pâinea mi-a fost... mi lipsea foarte mult pâinea noastră. Că este tot diferit și măsline. Dacă și... vorbești despre pâine, prin ce e diferită? Că nu pot să-mi imaginez pâine. Exact. Nu știu nici eu. Este complet diferit pâinea noastră. Se face așa și cred că măslinile totuși rămân în... în topul... Da, și eu am venit toamna și la noi toamna este foarte bogată și sunt toate felul de fructe, cachi și rodie. Și sunt foarte ieftine. La noi, să zicem, cu un euro poți să iei, puteai să iei un kilogram de rodi, da? Să zicem 3-4 cu un leu la noi sau cu 3 lei puteau să zici 10. Na. Și când am venit aici în România, am văzut prețurile nu puteam, știți? Era un euro, o singură bucată și eram foarte uimită, pentru că era un fruct exotic, considerat exotic. Aici. Și pentru la tine, noi, dacă era ceva... Era la noi la pom, da, na. Dacă era ceva foarte apropiat și comun pentru cei de aici, cu siguranță da, și asta. Mi-e dor de lucruri care, într-adevăr, rodie și așa, mai găsesc la supermarket, dar nu prea des. Ce planuri ai în viitor? Îți mai propui să stai aici în România foarte mult timp sau vrei să revii acasă? Cum îți planifici? Da, eu vreau să stau în România și acum și lucrez în România de aproape din octombrie, de când am terminat, de când am susținut doctoratul, eu m-am găsit ceva în România, la o societate comercială și mi-aș dori să stau aici. Deocamdată nu presupui că te întorci în Albania, nu? Dar nu mă întorc ca să stau în Albania. Doar pentru... Da, mi-e dor, merg la vacanță așa, să mănânc măsline, dar nu cred că o să stau mult. Acest lucru vine datorită faptului că te simți bine aici? Da, bineînțeles.
Mă simt ca acasă. Da, pentru că tot vorbim despre aducem Basarabia acasă, acasă și despre cuvântul acasă în general. Cât despre relațiile pe care le-ai stabilit cu oamenii, îmi spuneai mai devreme că sunt prietenoși. Da, românii sunt foarte bine, în comparație cu albanezii, sunt foarte prietenoși și politicoși. E foarte surprinzător că de fiecare dată noi oamenii facem comparație după anumite lucruri pe care le-am întâlnit. Este surprinzător pentru că, ok, noi venim, eu vin într-o zonă în care relațiile statale și intercomunitare au fost întotdeauna problematice și acum așa, să zicem, noi avem pe vecini sârbi. Și așa. Nu ne înțelegem deloc cu sârbi sau avem vecini greci și nu ne înțelegem deloc. Vorbim ca țară, da? Albaneze și greci nu se suport. Albaneze și sârbi nu se suport. Noi ne înțelegem un pic cu italieni și așa mai departe. Aici în România, când am venit, am crezut că relațiile erau ca la noi, cum eram noi obișnuiți, că cu vecinul nu vorbesc. Așa. Și aici am văzut că, într-adevăr, nu aveau... eu cred că rațismul la Galați, la oameni cu care m-am întâlnit, nu este. Și era un element foarte surprinzător pentru mine, care eram albaneză și am fost în Grecia și în Serbia și așa mai departe. Având în vedere acest background cu relațiile statale, și încă acum rămâne un element foarte plăcut și surprinzător. Cât de bine se înțeleg între ei și că nu există rațismul, să zicem, cu prietenii sau cu alți oameni pe care cunosc eu. Nu există această noțiune că, uite, este un străin și să fie văzut ca ceva puțin mai bun decât român. Și cred că exemplul acum cu războiul în Ucraina. Da, asta voiam să de surprinzător că... a fost reacția oamenilor. Da? Mi-ai anticipat cumva întrebarea pentru că urma să zic că ai nimerit în niște perioade în care au fost un pic mai dificile aici în România, atât pandemia cât și acest război care iată încă continuă a fi și acest lucru probabil te-a făcut să înțelegi că oamenii de aici sunt un pic mai empatici, poate, nu știu, au anumite calități pe care tu probabil nu le-ai regăsit acolo. Dar noi am avut, în Albania noi am avut războiul în Kosovo și era tot așa cu oamenii care veneau, refugiați. Care veneau și n-aveau case și așa mai departe și era extrem de... și albanezii au fost foarte primitori, dar am auzit totuși că, pentru că erau, dar diferența era că cei care veneau din Kosovo erau toți albanezi și relația... Cumva rămânea... tu primești acasă pe fratele tău care are un moment dificil, da? Dar cu ucrainienii, care nu erau frații noștri, nu, erau ucrainienii, oamenii care aveau un război cu cineva care este o amenințare, nu doar pentru Ucraina, pentru Republica Moldova și pentru România, pentru toată lumea, da? Și vezi cât de bine sunt primiți și cât de mulți au încercat oamenii să îi ajute să facă ceva pentru copii mici, pentru femeile, pentru... Și cu siguranță că fiecare dintre și ăsta este impresionant când vezi organizarea unei țări ca să primească cât mai mult și cât mai bine. Într-adevăr, este ceva. Cât despre tradiții, că tot anticipam noi la un moment dat. Ce tradiții din Albania se aseamănă cu tradițiile din România, dacă îmi poți relata ceva? Eu cred că noi nu avem mărțișor. Nu aveți mărțișor, așa. Noi avem doar șnurul, este de 14 martie, de ziua primăvară, ziua verii, se zice la noi, și se face ceva dulce, un fel de cozonac, dar nu așa... cum se face aici cu multă umplutură și restul. Ceva simplu, este balacume, se sărbătorește cel mai bine în Albania Centrală. Pentru că aici, totuși, toate sărbătorile sunt într-un fel rămase din timpul așa. Și noi, având majoritate musulmană, care nu sărbătoresc anul nou, Crăciunul sau Paștele sau așa mai departe, avem diferite tradiții. Fiecare comunitate are de ale lor. Să zicem, ortodoxi sărbătoresc pe 1 martie sau pe așa musulmane sărbătoresc pe 14 martie. Și n-a fost ceva național. Sărbătorile la noi au fost mai mult de caracter politic impuse de la cei așa și așa au rămas. Și dacă ai trăit cu aceleași tradiții, cu
celălalt mai... Cu siguranță. Și cât... Si, tot așa. Și dacă vorbim despre vizitele tale pe care le-ai făcut în România, pe care le-ai făcut în Galați, bănuiesc că ai cunoscut diferite locuri. Ce ți-a părut interesant până acum? Pentru că mi-ai povestit de Bușteni. Mi-a plăcut foarte mult. Mie îmi place Brăila. Așa. Și, bineînțeles, Bucureștiul. Eu, într-adevăr, am vizitat foarte multe orașe în România, am călătorit. Pot să zic că am fost la Cluj-Napoca și la Turnul Severin, care așa. Sunt așa. Este o țară mare, impresionantă, venind din țările mici în care în 5 ore faci nordul până nordul în sud. Când călătorești și ieși 36 de ore, tot în tren și tot n-ai ajuns la capătul țării. Este o țară foarte mare, într-adevăr. Și... Asta mi-era și mie mirarea, că în Moldova, nu? Așa cum spui tu, noi de la nord la sud putem călători într-o singură zi. Da, astăzi de când aici, de la Galați până la Timișoara, face o grămadă de timp și atunci e un pic diferită. Un pic? Un pic mai mult diferită povestea asta. Este o diferență foarte mare pentru noi. Asta mi s-a părut foarte impresionant, cât de mare este. Este o țară foarte frumoasă, cu păduri și cu așa. Și... Asta sunt lucruri care rămân, cred. A rămas să merg la Alba Iulia, n-am fost așa. La Alba Iulia, și la Bucovina vreau să ajung. Cât despre, uite că tot vorbeai de Alba Iulia și evenimentele, ce ai reușit să afli în tot acest timp despre Basarabia? Pentru că spuneai la început că cunoșteai foarte puține lucruri despre Basarabia. Acum știu că este România, glumesc, dar citeam tot timpul Basarabia este România, pentru că avem și noi Kosovo este Serbia sau Kosovo este Albania, da? Și mă gândeam că probabil există și versiunea Basarabia este Rusia, nu? Nu există. Ok, bine. Și foarte bine că nu există. Da, bine. Și... Acum știu foarte multe lucruri despre Basarabia, nu doar despre Basarabia, dar și pentru Ucraina, pentru că trăiesc aici de mult și am colegi care sunt din Ucraina și din Republica Moldova și când vorbești cu oamenii care într-adevăr ți explic lucrurile, cum a fost prohibită să scrii limba cu litere latine, da? Până la un anumit an și cum după aia s-a dat voie să folosești litere latine, dar nu știau. Cu siguranță. Da? Și cum au rămas lucrurile în limba celulară. Și cred că este într-adevăr foarte interesant să vezi cât de similar am fost la o anumită perioadă sub dictatura comunistă. Și să sperăm că toate va fi bine. Cu siguranță. Și dacă ai putea să-mi spui care dintre elementele istoriei Republicii Moldova ți-a rămas așa în minte atunci când ai citit povestea ei? Despărțirea, închiderea granițelor cu România, că o parte a oamenilor au rămas în Basarabie și o parte aici. Asta mi se pare într-adevăr foarte dureros, fiind Galațiul fiind un oraș în graniță, da, și schimbă nu doar, pentru că și noi avem graniță cu grecii și o parte a grecilor a rămas în Albania sau o parte a albanezilor în Grecia și așa mai departe, dar să fie această împărțire foarte târziu, să fie după al doilea război mondial, cum a fost în cazul celor din Basarabia, mi se pare într-adevăr foarte dureros și... A cunoscut oamenii, bunicii cărora au rămas în România după încheierea granițelor și ăsta m-a impresionat foarte mult și am vorbit cu un istoric din Republica Moldova care au altă abordare când vine vorba despre politicile și așa mai departe și au arătat poze despre cum se ținea granița între țările care, într-adevăr, sunt același popor, da? Da, și cu siguranță și că... cum au încercat să facă această dividere artificială cu deportările sau așa. Sunt momente dureroase pentru istoria unui popor mic. Și mi-e teamă că rămân foarte multe sechele pentru generație. Amprentele își pun... Da, pentru că schimbă toate percepția oamenilor despre trecutul.
despre legăturile lor cu unii cu alții, da? Și ce auzim noi astăzi, limba de stat, limba moldovenească, sunt exact politicile niște... în această țară. Și așa cum spuneai și tu, aceste noțiuni artificiale tind sau au tins la un moment dat să despartă anumite popoare, să despartă anumite, anumite legături dintre oameni. Au influențat foarte mult la identitatea unui popor și când vine vorba cu pericolul cu Rusia sau este Ucraina o țară foarte mare și cu un popor foarte mare și totuși cu probleme și așa. O țară mică are nevoie de aliați, de frați, de susținere până la urmă. De susținere, da. Că tot vorbim astăzi despre identitate, despre limbă, despre acele lucruri care formează un popor. Dacă te întreb acum pe tine, cine este Elsa? Ce îmi spui? Elsa este din Albania și trăiește la Galați. Trăiește la Galați, o scurtă biografia ta. Dacă ar fi să te identifici, cum te-ai identificat și ce ai spune? Este extrem de dificil să mă identific cu un singur popor. Pentru că, genealogic vorbind, eu sunt grecoaică pe o parte și sunt aromâncă pe cealaltă parte, da? Dar am trăit în Albania, am născut acolo și nu știu ce să vă zic, într-adevăr. Eu mă identific ca româncă, mă identific ca o parte fiind grecoaică și mă identific ca fiind albaneză. Așa că nu știu care parte dintre acestea domină pe identitatea mea personală, dar eu totuși zic că oamenii suntem, o parte a noastră este limba vorbită, obiceiurile și... Luând acest fir, limba vorbită, obiceiurile, aparțin neamului român din Albania. Pentru că s-a folosit la mine acasă limba română, mamele, bunicile, tot aromânce și au transmis limba la noi, la copii. Lucru pe care nu l-am avut cu partea greacă a familiei sau cu cea... Și așa cum spuneam și mai devreme, ai o poveste frumoasă tocmai datorită acestui lucru, pentru că nu te identifici într-un anumit fel și știi întotdeauna să iei fiecare parte bună a lucrurilor sau a poveștii tale de viață, pentru că, uite, așa cum ai spus și tu... Suntem complexi. Suntem complexi, da, cu siguranță. Și pentru că emisiunea Ducem Basarabia acasă e despre oameni, despre legăturile și despre relațiile pe care le construiesc, întrebarea care urmează este adresată tuturor invitaților mei ce vin aici la Ducem Basarabia acasă. Ce înseamnă pentru tine cuvântul acasă? Uite că acum, după ce am participat la emisiunea Ducem Basarabia acasă, mă simt ca acasă. Te simți ca acasă. Da, pentru că casa este asta, comunicarea și toleranța și toate lucrurile bune care... Ce facem noi acasă? Ne simțim bine, nu? Mergem acasă și ne simțim bine. Vorbim aceeași limbă, avem aceeași interese și asta trebuie să fie, să existe într-un anumit context al societății sau așa, să ne simțim acasă, să știm că este pentru binul nostru comun, binele noastre comune, nu doar pentru atât. Și dacă ar fi acum să-mi spui câteva lucruri despre, nu știu, despre relațiile dintre oameni pe care ai reușit să le înțelegi de-a lungul timpului, pentru că, uite, ai cunoscut și oameni din Republica Moldova și din România și alte națiuni. Ce-i leagă pe oameni până la urmă? Cu cei din Republica Moldova și din Ucraina am legat limba. Tot în română am vorbit și cu ei. N-am vorbit în engleză. Dar, așa cum am zis că România este o țară mare și a avut întotdeauna comunități care nu aparțineau majorității române. Și eu cred că toleranța este un element foarte important. În percepția mea despre români, întotdeauna este toleranța. Este un popor tolerant. Da? Cât de bine te-ai integrat aici venind? Pentru că bănuiesc că la un moment dat ai putut simți anumite dificultăți legate de cei care te priveau. Sau tot nu știu. Timpul. Nu în privință. Sau cum s-a întâmplat? Nu sunt diferențe. Să zicem că nu aveam diferențe de culoare sau de așa. Diferențele nu erau vizibile la toți, doar când vorbești se simte un accent. Și la mine, la un moment dat, mi-amintesc acum câțiva ani, era în primul an, cred, în
mea în România și la un moment dat m-am dus la un magazin și am vrut să cumpăr ceva de la doamna și ea credea că eu eram româncă, plecată din țară și așa, vorbeam cu accent, nu știu de unde. Și zicea, da, când ați plecat, doamna, de la aici? Și eu, când am venit. Nu, când ați plecat. Doamna credea că eu eram plecată și, într-adevăr, da, eu aveam cam 2 ani, un an că eram în România și se simte un accent și asta mă face să mă simt și eu un pic așa, nu-mi place să vorbesc foarte mult, dar început, pentru că simt și eu așa, conscious. Probabil a făcut această greșeală doamna de la magazin, pentru că foarte mulți oameni care pleacă din România și vorbesc limba italiană, o altă limbă străină, da, care are un anumit cuvinte și accent. Au și accentul țării în care trăiesc și așa că na, eu accentul a rămas tot așa. Eu zic așa. Că e bine că ți-a spus că ai venit în România și nu ai plecat, că ți-a spus că ai revenit. M-a romanizat într-un fel. Te-a făcut de acasă ceea ce ești. Româncă, dar noastră, dar uite cum vorbește. Da, probabil s-a mai gândit mult timp, doamna, la felul în care vorbeai. Da. Cât de frumos e să vii dintr-o comunitate în care știi că totuși e aceeași, dar se diferențiază prin anumite lucruri, așa cum spuneai tu, prin diferite tradiții, prin diferite obiceiuri, prin limbă până la urmă, că despre asta vorbeam. Da, este ca... Eu nu știu, n-am avut experiența să merg altundeva și să încep viața de la început. Așa. Unde să stau, fără să știu limba, da? Pentru că trebuie să înțelegem că limba este primul lucru care te împiedic să te ajută să... Exact, și dacă nu poți să comunici și în România, cum am zis, am avut problema că înțelegeam tot, dar nu puteam să zic nimic. Că este foarte frustrant pentru cineva care se presupune că este scriitor sau că trebuie să scrie altceva despre asta. Care au fost cele mai importante metode prin care ai reușit să înveți? Eu am învățat limba în anul pregătitor. În cadrul Universității Dunărea de Jos se organizează anul pregătitor. Și acolo așa am învățat. Te-ai mai încadrat în anumite proiecte, în anumite conferințe în care te-ai putut integra? După ce am învățat limba acolo, da. După aia am participat și am încercat să citesc mult în română ca să pot să fiu capabil să folosesc cuvintele. La început citeam și înțelegeam în context, nu înțelegeam fiecare cuvânt. Înțelegeai pe ansamblu, nu? Luam fraza așa și înțelegeam, dar a fost o aventură, a fost traducerea doctoratului în albaneză în română. Cred că mai mult a durat traducerea decât scrierea doctoratului. Așa de dificil mi era. Când noi avem, eu am scris teza în albaneză și după aia am tradus-o. Am încercat, da. A rămas același, probabil bănuiesc că oricum s-au făcut anumite diferențe. A rămas esența exact, aceea, dar... Exact, pentru că eu când folosesc limba mea maternă, albaneza, normal că folosesc și nuanțele cuvântului, nu doar cuvântul. Dar sunt într-o fază, sunt cu nuanțe și nu le găsesc în română. Și trebuia să schimb toată fraza ca să... Pentru că nu sunea bine deloc, nu suna română. Sau era română, dar nu era română. Că tot vorbeam despre asta, sunt anumite cuvinte care nu le putem traduce nici în limba română în alte. Bineînțeles, în orice limbă, da. Și atunci asta probabil formează întregul vocabular. Sunt multe cuvinte care nu poate fi traduse, motamo sau... nu poate fi folosită în contextul dorit. Respectiv. Și trebuie să schimb tot paragraful ca să nu folosești un anumit cuvânt și asta era foarte supărător. În cazul meu, când eu trebuia să traduc exact ce a zis omul, da, în interviu, am multe cuvinte folosite în albaneză. Și cum pot eu să schimb? Nu puteam să schimb pentru că nu mi-a aparținea. Și am încercat, l-am sunat pe domnul, i-am trimis mail și pentru că trebuie să-mi dă o variantă pe care să poți traduce. Pe care puteam să traduc cumva ca să susține sau nu ce am vrut să... Și asta era foarte... Între provocările doctoratului, traducerea era... și acum am coșmar cu... Totuși a fost o experiență frumoasă prin care ai reușit să descoperi anumite cuvinte. Eu într-adevăr simt foarte norocoasă că am avut posibilitatea asta de a scrie despre aromă din Albania
altă lumină, că tot timpul se vorbește într-un anumit context despre aromânii și eu am încercat să fac legătura între toți aromânii din Albania prin limbă și prin obiceiurile. Și dacă s-a pierdut și limba și obiceiul, ce mai face acest oameni aromâni? Da? Este memoria. Și cum s-a păstrat memoria? Tot prin cuvintele și tot prin limbă s-a păstrat și memoria. Dacă zicea omul că eu sunt albanez, dar tatăl meu vorbea limba asta. Da? Exact. El nu mai făcea legătura între un moment că tatăl meu era român și eu sunt român. Nu. El zicea. Bunica mea vorbea limba respectivă, dar noi nu știm. Și ce era limba bunica ta? Albaneză. Dar cum vorbea limba asta dacă era albaneză bunica? Pentru că se vorbea exclusiv acasă, nu se învăța la școală, se face o legătură logică, că dacă vorbea limba română, era româncă. Cu siguranță și aici fac legătura cu Basarabia, unde ei nu mai fac legătura între s-a pierdut ăsta șnurul care leagă, da? Că nu mai vorbim și asta este. Cu această cheie am făcut legătura și în Basarabia, pentru că, așa cum spuneai și tu, se învață limba română și tot și găsești oameni încă în Moldova care spun că ei vorbesc limba moldovenească. Da, pentru că sunt moldoveni. Ceea ce s-a întâmplat și ție într-o amintire recentă. Eu să îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. A fost o discuție frumoasă. Am aflat foarte multe lucruri noi despre Albania, ceea ce e absolut fascinant. Așa cum îți spuneam, îmi place să descoper cultura oamenilor și cu siguranță mai e multe să spui despre povestea ta. Noi să te așteptăm cu altă ocazie și ne revedem cu mult drag. O să vin întotdeauna cu mult drag. Cu siguranță, pentru a povesti ceea ce poate n-am reușit astăzi să facem. Dragilor, și eu îți mulțumesc. Dragilor, aici încheiem emisiunea din această seară. Eu vă mulțumesc pentru că rămâneți de fiecare dată alături de noi. Invitata mea din această seară a fost Elsa Stavro, așadar ne vedem săptămâna viitoare, miercurea, la ora 22, așa cum vă aștept de fiecare dată. Seară bună! Denumirea limbii acestui popor!